Atunci vă invit să rămâneți aproape, pentru că de curând a avut loc campionatul internațional pentru oftalmologi și optometriști din regiunea Europei de Est și Sud-Est. Nu doar că a avut loc campionatul, una dintre participantele noastre a reușit să devină cea mai bună. Și în această dimineață este alături de noi Ana Bulgac, optometrist, cea care a reușit să obțină locul întâi la acest campionat deja menționat, Ana Bulgac fiind și masterandă la USMF. Bună dimineața, bine ai venit! Bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitație! Vreau inițial să facem puțină lumină și să ne spui mai multe despre ce înseamnă acest campionat despre oftalmologi și optometriști. Deci, campionatul a avut loc în două etape, una regională în Republica Moldova, iar ulterior, a doua etapă, a fost la Budapesta. Este un campionat internațional Zoom pentru oftalmologi și optometriști organizat de ZEISS, respectiv Victoria Premiul este un nume recunoscut la un nivel internațional. Felicitări pe această cale pentru victoria obținută, dar vreau să înțeleg mai exact cum are loc acest campionat, pentru că în cazul unor alte campionate, cu toții știm cum au loc sau ce trebuie să faci. În acest caz, ce a trebuit să faci? Au fost patru diferite etape, deci prima etapă era întrebări la calculator despre optometrie, da, optometrie și oftalmologie, a doua parte deja despre produse și a treia etapă a fost partea practică. Și la practică ce făceai? La practică, la fel, două etape. Prima etapă, un ochelar progresiv, trebuia să zic care este problema în el, de ce persoana nu vede în ei, la toate aparatele, lens metru și așa mai departe. Și deja a doua parte au fost o pereche de ochelari monofocali, unde persoana avea miopie. Și tot trebuia să zic care este distanța între interpupilară în ochelari. Sună foarte complicat, probabil și este destul de complicat atunci când facem referire deja la proba practică. Cât de multe persoane au participat la acest concurs? Peste 12 participanți. Peste 12 participanți din toată această regiune a Europei de Est și de Sud. Dar vreau să întreb cum se face diferența, pentru că îmi dau seama că și tu și ceilalți participanți sunt experți deja în acest domeniu, au învățat foarte mult și diferența ar trebui să fie una foarte fină, pentru că e foarte greu să-i bați, că toată lumea cunoaște, pur teoretic cel puțin. Pur teoretic și practic, da, dar au fost în jur de 140-150 de întrebări legate de teorie. Diferența s-a făcut la teorie? Da, diferența s-a făcut mai mult la teorie, pentru că partea practică au fost acordate între persoane doar 15 puncte sau 20. Și cât timp aveai la dispoziție în partea practică? Pentru partea practică, 7 minute la prima etapă și la a doua, tot 5-7 minute. Unde a avut loc campionatul? În Budapesta. În Budapesta. Da. Când ai mers acolo, pentru că sigur îți doreai să câștigi, în cele din urmă ai și reușit să faci acest lucru, însă optimismul ăsta al nostru, tot timpul, trebuie să fie alimentat, desigur, și cu cunoștințele pe care le cunoaștem. Și aici am să deschid și o paranteză, ca să continuăm gândul. Cât de optimistă erai că vei lua primul loc? Eram sigură în performanțele mele. Erai sigură că reușești să obții prima poziție. Ce ți aduce acest prim loc, această diplomă, pentru că zici că e o recunoaștere internațională? Deci, pentru mine această victorie nu este doar o performanță personală, dar este și o mândrie, că pot aduce un prestigiu și farmaciei, familiei și țării noastre la un nivel internațional. Da, bine, vreau să te întreb, pentru că această diplomă, la un moment dat, s-ar putea să-ți deschidă ușile și peste hotarele țării pentru colaborări pe care ai putea să le ai companii de acolo sau o angajare potențială peste hotare. Ai primit deja oferte de genul? Oferta încă nu am primit-o, dar ulterior vom vedea. Dar au fost cel puțin discuții, cineva care să-ți fi spus, uite, ne-am dorit la un moment dat, cine știe, poate să vii aici la noi? Au fost discuții cu reprezentanții din Ungaria. Ei te-au invitat la un moment dat să... Da, să discutăm deja unele. Ok, ce urmează? Ai revenit acasă, ai reușit să-i bați pe toți acolo, bine, la figurat, desigur. Acum ce urmează? Masteratul. Și performanța în viitor. Cât de des se organizează, apropo, astfel de campionate, la nivel național și internațional? Acesta a fost primul campionat, pentru că el trebuia să fie organizat până la pandemie, dar nu a fost posibil, respectiv acum a fost primul campionat în acest domeniu. Din Republica Moldova ai fost singura participantă? Sau nu? Din Republica Moldova am fost 7-8 participanți. 7-8 participanți în prima etapă sau în toate etapele? În prima etapă. Pentru că spuneai că la final au fost în jur de 12 participanți, da, dau seama că la început erau mult mai mulți. Da, din fiecare țară a plecat reprezentantul care a obținut primul loc.
Bine, aceasta nu este singura ta performanță, pentru că tu ești deținătoarea unui certificat care îți permite ție și unui număr restrâns de persoane să activeze în acest domeniu pe anumite probleme de sănătate mult mai sensibile. Vreau să ne oferi mai multe detalii despre ce este vorba. Sunt niște lentile cu o tehnologie modernă, neinvazive, care se numesc MioSmart. Aceste lentile au rolul de a încetini progresia miopiei, de a oferi un management al miopiei, pentru că copiii cu vârsta de până la 10 ani au cel mai mare risc de a creștere foarte rapidă a miopiei. Da, acest certificat, din ce îmi dau seama, nu l-ai obținut după acest concurs, îl aveai și înainte. Da, un pic mai înainte, în luna mai-iunie. Și au fost studii făcute aici pentru a primi certificatul sau la nivel internațional? Studiile au fost făcute cu partenerii din România. Ulterior ai putut obține certificatul? Am obținut certificatul și deja acum pot lucra cu așa gen de lentile. Din informațiile pe care le-am găsit, am văzut că este un număr restrâns de persoane care au acest certificat și pot activa. Este din motiv că ar fi foarte complicat pentru a-l obține sau nu toată lumea își dorește să învețe și pe acest segment? Cu aceste lentile pot lucra doar partenerii a cărui brand sunt lentilele. Respectiv, în Republica Moldova suntem în jur de 7 persoane care au dreptul să prescrie așa lentile. În ultima perioadă insistăm foarte mult asupra educației și când fac referire la educație nu vorbim doar de cea clasică învățată în școli, facultăți și așa mai departe. Vorbim de educație în absolut toate domeniile. Vreau să te întreb și în domeniul în care activezi, dacă suntem mai educați, suntem mai responsabili în ultimii ani sau dacă încă avem aceleași lacune pe care le aveam acum 15-20 de ani. La momentul respectiv observ că toate persoanele totuși sunt mult mai responsabili față de sănătatea oculară și mulți dintre ei în fiecare an vin la un control repetat. Au mare grijă și astfel fiecare dintre noi poate la un moment dat prevede o anumită problemă. Aici e și la modul direct, nu doar la modul figurat. Îți mulțumesc mult că ai venit în această dimineață. Mulțumesc pentru invitație. În continuare, felicitări încă o dată pentru victoria obținută. Sigur, a fost complicat, dar un lucru este cert. Avem persoane în Republica Moldova care reușesc de la egal la egal să se bată, între ghilimele, desigur, ultimul cuvânt, cu cei de peste cotarele țării. Reamintesc și pentru cei de acasă, alături de mine în această dimineață, a fost Ana Bulgac, optometrist. Noi vă invităm să rămâneți aproape.